Salut, bine ai revenit pe la noi. Cristian Trăboi este numele meu și haideți să discutăm un pic despre prima reclamă a celor de la Tesla. Nu știu dacă știi, dar Tesla până acum n-a avut niciodată reclame. Ei întotdeauna au vândut mașinile și produsele pe care le au în funcție de clienții pe care au avut. Adică dacă eu am cumpărat o mașină de la Tesla și mi-a plăcut, am recomandat mai departe prietenilor și apropiaților mașina și au cumpărat la rândul lor o mașină Tesla sau alte produse de la această companie. Însă, luna aceasta a apărut Elon Musk și a fost convins de unul dintre marii YouTuberi de la nivel global, Demit Kevin. A fost convins să înceapă să producă reclame și, între timp, s-a și produs această reclamă. Acum, de ce e importantă reclama asta? În speță, n-ar trebui să fie un lucru atât de important. Însă, noi știm în felul următor. Oamenii află de produse și servicii dacă li se aduc reclame în față. Sau dacă află din alte părți, dacă sunt recomandate produsele și serviciile. Dacă Tesla până acum a mers doar pe recomandări și doar pe oameni care au cumpărat deja și au recomandat mai departe altor oameni, acum, pentru că Tesla intră și în piața de advertising și începe să facă reclame plătite, așteptarea investitorilor este ca numărul de vehicule Tesla să crească. Da? Deci Tesla să vândă din ce în ce mai multe vehicule. Dacă investitorii se așteaptă ca Tesla să vândă din ce în ce mai multe vehicule, asta înseamnă că și profiturile companiei vor fi în creștere, corect? Dacă profiturile companiei o să fie în creștere, înseamnă că și prețul pe acțiune în următorii ani ar trebui să fie în creștere mai mare decât până acum. Și haideți să vedem, în primul rând, cam cum arată această reclamă de la Tesla. O să vedeți că nu este o reclamă cine știe ce bine construită sau cu cine știe ce buget uriaș. Se dau un pic play ca să vezi despre ce este vorba și apoi revenim la prețul acțiunii. Da, deci reclama în sine, sincer să zic, mie nu mi se pare foarte strălucită. Pe lângă faptul că nu mi se pare foarte strălucită, este o reclamă făcută strict pe capacitățile tehnice ale mașinii și atunci mie nu mi se pare că atinge foarte mult un viitor client, însă na, nu despre asta este vorba. Este vorba mai degrabă despre un nou concept pentru Tesla, pentru că Tesla n-a avut niciodată reclame plătite. Asta e prima dată. Da, și dacă este prima dată, ce s-a întâmplat cu prețul acțiunii la Tesla? Păi cum am spus mai devreme, dacă investitorii se așteaptă ca în următoarea perioadă Tesla să aibă vânzări din ce în ce mai mari, ce s-a întâmplat cu prețul acțiunii imediat după ce a fost lansată prima reclamă? Păi ia uite ce s-a întâmplat cu prețul acțiunii. Prețul acțiunii a crescut cu 25% într-o lună. 25% într-o lună. Asta în condițiile în care, dacă ne uităm la S&P 500, S&P 500 fiind indicele cel mai reprezentativ la nivel global, care reprezintă piața americană, S&P 500 crește în medie cam cu 12% pe an. Da? Adică 12% față de 25% într-o lună este o diferență foarte mare. Și atunci, poate vă răspundeți la întrebarea de ce unii investitori preferă acțiuni la Tesla, de exemplu, în dauna investițiilor în S&P 500. S&P 500 care este un indice foarte diversificat. Este un indice care reprezintă toată piața americană și toate sectoarele pieței americane. Cu 500 de companii, Tesla este o singură companie. Acum, bineînțeles, dacă ai încredere în capacitățile tale de investitor și consideri că Tesla este o investiție bună, atunci ai putea să profiți de niște randamente de 25-50% pe an. În cazul în care capacitățile tale de analiză a unei companii nu sunt extraordinar de bine dezvoltate, atunci poate mai bine ar trebui să mergi spre indici bursieri sau spre alte investiții mai puțin speculative. Acum, revenind la Tesla, care intră în istorie, să spunem, anul acesta cu prima reclamă plătită, se pare că dacă Tesla o să continue acest trend și o să înceapă să-și crească din ce în ce mai mult nivelul de expunere în fața clienților, să se reușească într-adevăr să crească numărul de vehicule vândute, atunci o să-și crească foarte mult și profiturile. Ceea ce asta mie îmi place. Adică mie îmi place să aflu că companiile în care investesc își cresc profiturile, pentru că na, eu fiind un investitor mai agresiv, investesc în companii care sunt ușor mai agresive, nu întotdeauna, dar portofoliul meu în mare parte este conceput din astfel de companii.
Pentru mine e un lucru bun. Adică eu vreau să văd că am un portofoliu meu, companii care cresc cu 25, 30, 50% pe an. Îmi plac genul ăsta de companii și le prefer în portofoliul meu. Tesla astăzi își continuă aceste creșteri, se pare, cu lansarea primei reclame. Așteptarea mea este ca un viitor Tesla să vină cu mai multe reclame de genul ăsta, cu reclame îmbunătățite, cu reclame care să crească și trecerea, adică clientul nu doar să vadă reclama, ci să meargă să-și cumpere o mașină de la Tesla. Și atunci ei să reușească să devină din ce în ce mai eficienți. Dacă devin din ce în ce mai eficienți, pe lângă faptul că își crește numărul de vânzări și marginile cresc, înseamnă că profiturile cresc și mai mult. Și mie îmi convine și mai tare chestia asta. Mai mulți bani la profitul de la sfârșit de an, mai mulți bani pentru investitori, eu fiind unul dintre investitorii în Tesla. Acum, tu nu te-ai apucat să investești în Tesla doar din cauza faptului că eu investesc în Tesla. În cazul în care îți place compania, ia rapoartele financiare, citește-le, fă o teză de investiții în această companie și la sfârșit decide dacă investești sau nu investești în această companie. Mare atenție, dacă această companie este potrivită pentru mine, nu înseamnă că 100% e potrivită și pentru tine, da? Fă-ți o analiză, un pic de cercetare și decide la sfârșitul analizei dacă această companie este potrivită sau nu este potrivită pentru tine. Acum, eu îți mulțumesc că ai ajuns până în acest moment al videoclipului și în cazul în care ți-ai luat informații plăcute, lasă-mi un like și un comentariu mai jos, astfel încât eu să știu dacă ți-a plăcut, nu ți-a plăcut și spunem ce ai vrea să vezi în videourile viitoare. Te salut!